Salutare și bine ați revenit, facem un update pe proiectul cu acumulare 2 monede de 50 de lei timp de 40 de săptămâni deja. Acu 3 luni a mai fost un update pentru 30 de săptămâni și probabil voi reveni la 50 și la 100, sperăm în bull market ca toate să fie pe profit. Cele două monede sunt DOT și ATOM pentru cine nu le știe, acumulez în fiecare săptămână de 50 de lei cu un recurring buy, asta diferit față de portofoliul meu, vreau practic să văd dacă în această perioadă grea în bear market se poate face chiar și cu o sumă de 50 de lei pe săptămână din care nu ai mai mâncat un McDonald's sau nu ai mai fumat un pachet de țigări doar prin faptul că ești constant și pui acea sumă constant, adică eu cu un recurring buy se ia automat. Să văd dacă atunci când vom ajunge în bull market, sperăm noi, lucrurile vor arăta faptul că această constanță a dus ceva profit. Ei bine, ne vom uita acum ce medie am cât sunt pe minus și ce mă aștept eu de la acest proiect pe termen scurt, dar uh, și pe termen lung. Nu uita să lăsați un like, să dați un comentariu dacă vă place tipul acesta de video și uh, vreți să mai vedeți lucruri asemănătoare. Acestea fiind zise, începem! Bun, rapid înainte de proiect suntem pe dominanța Bitcoin, deoarece aceasta ar putea să contribuie la o medie și mai scăzută pe proiectul de Doge și Atom. Dominanța 497 trebuie să stăm cu ochii pe ea, deoarece s-ar putea să aibă breakout peste 50. Mare, mare atenție. Și trecem în primul rând direct pe Excel. Și vedem aici stats-urile făcute de mine, Excel-ul găsiți pe Patreon, dacă vă abonați sau puteți spune pauză la video să-l faceți și voi, nu durează foarte, foarte mult. Avem uh, total investiție 2000 lei și 2000 de lei, și avem 42 de săptămâni de DCA, ei bine aici cu roz în ianuarie 2023 am retras două săptămâni mi s-a promis că e destul de sus și uh, e bine să retrag atunci două săptămâni practic, adică suma de 100 de lei investită din fiecare. Am avut un preț mediu 23,91 pe dot, acum prețul mediu fiind 19,9, deci cu ceva răbdare acest Price Mediu nu a fost perfect de vândut, vedem că am cumpărat la prețul mai mari imediat după, dar făcând zoom out, până la urmă prețul tot s-a dus sub acest 23.91 și a devenit profitabil acel sell în timp. De asemenea, Tom am vândut la 55.59, vorbim de lei, nu de dolari, și la fel a crescut 65.63, adică era bine să mă fi vândut peste 2-3 săptămâni, dar eu am vrut atunci, atunci mi s-a promis că crescut și să fac un mic, mic sell-off uh, și până la urmă tot a ajuns la 39,78 față de 55,59, deci am vântut destul de uh, decent dacă te uiți în spate și Chestia aceasta de constanță mi se pare mie foarte, foarte bună. Ne uităm la DOT în primul rând, sau acum la 72 de monede, un preț mediu de 27.4 lei și un preț actual de 19.9 lei. Deci valoarea actuală este de 1452 de lei, un minus 547 de lei, cum așteptam sincer, minus 27%, sunt pe pierdere de 27% din suma investită. Pentru atom 37 de monede acumulate la un preț mediu 53.67 de lei cu un preț actual de 39.78 de lei avem o valoare actuală de 1482.5 lei, un minus 517 lei și pe atom minus 25% și avem și corelat un preț mediu de 5.91 de dolari pe dot și 11.57 dolari pe atom. Ei bine, având în vedere capitularea aceasta a alcoinurilor și vorbim de uh, ultima parte, ultimele 2-3 săptămâni, mi-au uh, distrus oarecum media, putem să spunem, deci imaginați-vă că în fiecare săptămână eu am acumulat aici, și aici, 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 aici și tot așa până în momentul de față și 11 Punct 5 pe atom este trecut aici media mea, deci sunt undeva aici mai sus decât prețul actual 0.5. Ei bine, dacă lucrurile merg cum aștept eu și avem alcoinurile un pic mai beri și în următoarea săptămână acest lucru o să fie destul de bun, deoarece o să pot în câteva săptămâni luni să mi trag și o media mai jos, cam asta ar fi scopul să scadă media sub 10 dolari pe atom și sunt destul de mulțumit. Având în vedere că să ne imaginăm dacă scade media în următoarea perioadă ceea ce ar trebui să se întâmple până la un uh, 10 dolari după aceea până la 17 care este topul bear marketului ar fi 70% profit desigur nu aș fi în acel moment dar Uh, se vede că ar trece practic fiecare uh, intrare cumulată ar trece pe profit, după care putem pe acest proiect să uh, vizăm spre 40 de dolari o creștere de 300%, adică un 4x profit, cam realist vorbind, cam asta ar fi ideea uh, proiectului cu un sell-out uh, mai degrabă înainte de top, cam ceva de genul acesta, poate nu chiar tot, dar oricum am dot și atom și acumulat așa în trepte, dar Cam asta ar fi ideea lui. Deocamdată Constanța își spune cuvântul, dar un pic cam sus. Asta e situația. Trecem și la doci și îl facem foarte repede, unde media este 5.9 și vedem aceeași situație din cauza acestui drop masiv, avem media un pic cam sus. Aceeași poveste, dacă trec 3-4 săptămâni, 2-3 luni, sincer mă aștept să am o medie, o să las și pe grafic undeva pe aici, pe la 5. Dacă prețul se va mai mișca în acest subsol, va trage media mai jos, ceea ce ar fi foarte, foarte bine, dar nu este grav nici în momentul de față. Dacă facem același exercițiu pentru eventual un 5.4 să spunem. În primul rând avem un 79% către primul top din Bear Market și apoi pentru tot, dacă ne orientăm din nou așa tot spre top, dar fără să atingă topul, lăsăm chiar mai jos, putem să vorbim de un 700%, adică un 8 în zona aceasta pentru 2 de 43 de dolari deoarece totul s-a corectat mult mai agresiv. Cam asta ar fi ideea, cam asta ar fi scopul. E bine, cât mai durează? Hă, mă aștept să mai dureze dacă au trecut 40 de săptămâni încă 40, cel puțin 40, 60, 80 să mai treacă până când eventual acest plan să dea roade la cum arată situația actuală și tot și Atom sunt în bear market și cred că se vor mai mișca în aceste subsoluri. Dar dacă stai să te gândești, până la urmă vrei ca ele să se miște în aceste subsoluri ca să tot apuși să adaugi, să tot apuși să adaugi, să tot apuși să adaugi. Deci într-un fel tu îți dorești să fii pe minus cu media ta ca să tot poți adăuga la prețuri mai mici și mai mici și mai mici și așa mai departe. Pentru o scurtă concluzie pe Excel, așa arată acesta am luna în partea stângă și se întinde tocmai până în decembrie 2023, dar îl voi prelungi cu o formulă la monedă care calculează automat împărțit suma la preț câte monede ai acumulat, dar suma aceasta și prețul trebuie să le bag eu manual în fiecare săptămână. Scopul proiectului fiind acumulare până în bull market. Cam asta a fost proiectul pe Dot și Atom. Credeți că e posibil cu 50 de lei pe săptămână să faci ceva? Uh, nu ceva spectaculos de 10.000 de, de dolari sau euro, mă gândesc, dar să faci acolo ceva încât să fii mulțumit că ai ales să sacrifici un McDonald's, uh, o cola în fiecare zi sau cine știe, eu prefer să aleg un viciu pe care să-l exclud, fiindcă așa psihologic este mai ușor să te gândești că ai investit acei bani excluzând un viciu din viața ta, practic este și benefic. Lăsați-mi în comentarii dacă voi credeți că va face acest proiect ceva și mai ales dacă vă place cum l-am prezentat. Mie sincer îmi place foarte mult acest proiect și am încredere în el. Rămâne să ne auzim mâine pe live și după aceea pe trading live pentru persoanele de pe Patreon. Eu vă mulțumesc frumos și vă urez o săptămână ușoară. La revedere!